V-am pregăsit într-o uh, nouă săptămână, într-o ultimă săptămână de august și o ultimă săptămână de vară, în care suntem împreună ca să analizăm uh, tot ceea ce această săptămână ne aduce, atât pe plan uh, al societății, cât uh, și pe plan personal. Și uh, vă marturisesc că așteptam de mult uh, această săptămână ca un sfârșit de vară, pentru că ea cumva vine să încheie un ciclu și să aducă cumva o anume. Uh, cum să zic eu, așezarea lucrurilor, pentru că, așa cum bine știți, până de la începutul anului și până acum, tot trăim așa într-un haos și într-o gringoladă, încercând cumva să înțelegem cum ne vom alinia ca omenire și ca oameni de acum înainte. Eu vă salut cu drag, vă spun bună seara, vă spun bine că ați revenit și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine și că întotdeauna știți că mă simt onorată de prezența dumneavoastră pentru că cea mai mare bogăție a vieții noastre este timpul și atâta timp cât dumneavoastră alege să-mi dați din timpul dumneavoastră, eu mă simt onorată și vă mulțumesc cu recunoștință. Uh, acestea fiind spuse, eu vreau să vă spun că în această săptămână voi păstra formatul obișnuit, analiza generală a acestei săptămâni, care, așa cum am zis, poate să fie foarte importantă și nu e numai aceasta, e și, e și săptămâna imediat următoare. Uh, e tranzitul lunii prin semne, așa cum v-am obișnuit în partea a doua, după care vom trece la analiza detaliată a tuturor celor 12 zodi, pornind cu zodia fecioarei, în care ne aflăm de câteva ore. Uh, cum bine v-am zis, haideți să debutăm și să vorbim despre ceea ce aduce, la nivel general, această săptămână, săptămâna 23-30 august. În primul și în primul rând, încă suntem sub influența lunii pline care s-a produs ieri, la, ieri după amiază, ieri la ora 15.01, ora României, o lună plină în vărsăt, a doua în serie, după ce am mai avut una la 24 iulie. O lună plină care aduce și uh, multă. Eu o văd ca o lună plină cu foarte multă energie pozitivă. Uh, este o lună plină care vine să activeze foarte mult această tema a vărsătorului care guvernează întregul an. Uh, este uh, bine de știut că. Într-un fel sau altul, toate energiile săptămânii trecute au fost extraordinar de puternice, dată fiind faptul că a început și retrogradarea planetei Uranus, și atunci, cumva, tot ce ține de tehnologie, tot ce ține de partea aceasta de. Uh, Odihnă, de relaxare, de tensiuni nervoase a fost la cotele cele mai înalte uh, pe durata întregii săptămâni și a culminat evident cu weekendul care a adus, ca să zic așa, la uh, maxim toate aceste uh, energii destul de turbulente și greu de așezat. Uh, așa cum spuneam, această lună plină vine să încheie ce a început uh, cea din iulie și activează foarte mult această temă a vărsătorului. Uh, mi se pare foarte indicat ca în primul și în primul rând să vă aduc aminte că tot uh, anul 2021 stă sub uh, semnul quadraturii dintre Saturn și Uranus. Saturn aflat în vărsător, Uranus aflat în taur, deci în semne fixe uh, care aduce cumva destul de energi, energie destul de dure și multă tiranie. Să nu uităm că alături de ei, tot acest an uh, uh, Pluto se află în semnul Capricornului, uh, de asemenea Cumva amplificând această formă de tiranie, care se poate vedea, cumva, că se manifestă sub toate formele, la nivelul întregii lumi. Acest Pluton Capricorn continuă să șubrezească tot ce înseamnă aceste sisteme, cum să zic eu, învechite care guvernează lumea la momentul acesta, pornind de la guverne, tot ce înseamnă sisteme armate, învățământ, sănătate și așa mai departe. În primul rând, aceste sisteme și sistemul de învățământ, deci toate aceste sisteme care se pare că sunt oarecum învechite și depășite, toate aceste tensiuni interioare vin să le pună la mare încercare și să le ceară să se reorienteze către uh, alte. Uh, să se reașeze pe alte baze și să furnizeze altceva oamenilor decât ce au furnizat până acum. E bine de știut că Uranusul în Taur niciodată nu a adus pentru omenire lucruri bune, pentru că a trebuit să facă o revoluție pe tot ce înseamnă partea aceasta de bani, în primul rând, care ne guvernează destul de mult în aceste vremuri și vine după o evoluție foarte lungă a omenirii, care a fost guvernată de partea aceasta materială. Lucru care, de altfel, pentru cine vrea să aibă curiozitatea și să vadă ce anume s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei, ca fiind cea mai bună dovadă pentru ciclicitatea la care omenirea este supusă. Pentru informare, Uranus are un ciclu de 84 de ani, el este 7 ani într-un semn. Iar această coadratură dintre Saturn și Uranus s-a mai regăsit în anii târzii, în, în, în sfârșitul anilor deceniului 1920-1930 și începutul anilor 1930 și ceva când, după cum ne amintim, a fost acea mare criză economică care a venit și a zguduit lumea și a repus-o pe alte baze. Să nu uităm că atunci a fost și perioada de războaie. Da? Deci, cumva, omenirea repetă un ciclu care vine să ne realinieze și să închidă o buclă destul de mare și de lungă. Iar această lună plină se încadrează perfect în a da tonul către ceea ce urmează să ne... Cum, cea, ceea ce urmează să trăim și ceea ce urmează să punem umărul și să construim de acum înainte. În primul și în primul rând, toată această tema a vărsătorului la nivel de societate vorbește de revoluții, de schimbări, inclusiv de inovații, tehnologie, de crearea de comunități, ideea de a șerui, ideea de a împărți ceea ce știm și ceea ce cumva avem ca și cunoștințe cu toată lumea din jur și pune, o foarte mare, pune foarte mare accent pe independența individului versus nevoile comunității și integrarea acestuia la nivelul comunității. La nivel personal e bine să ținem cont de faptul că ne dorim o din ce în ce mai multă independență și cumva această lună plină vine să ne pună la dispoziție o energie foarte frumoasă pentru următoarele două săptămâni în care să ne închidem cumva niște bucle și niște uh, cicluri cum, în care probabil nu ne-am simțit neapărat de autentici și de liberi așa cum ne-am fi dorit să ne uh, simțim. Uh, aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre această lună plină, pentru că n-am avut șansa să pot să fiu săptămâna trecută alături de dumneavoastră să vă povestesc mai multe despre ea, dar suntem încă sub influența ei și uh, influența ei se va simți în viața noastră pentru următoarele două săptămâni până la următoarea lună, 9 din 7 septembrie. Și atunci, uh, așa cum v-am zis, în primul și în primul rând, eu văd o lună plină ca, cu foarte mult pozitivism. În primul rând, luna plină întotdeauna aduce tensiune în. în interiorul nostru și presiuni exterioare pentru că ne pune față în față cu uh, alegeri și ajustări legate de cât ne implicăm în carieră și cât ne implicăm în familie, uh, cât anume uh, reușim să ne dăm seama din uh, dorințele pe care le avem câte din ele ne și trebuiesc Și ne aduc în general în prim plan relațiile personale. Um, evident că toate aceste uh, tensiuni, așa cum am zis, interioare și presiuni externe, pot crea foarte multe conflicte și crize care necesită ajustări și ne pot secătui de energie. Oricum, e bine să ținem cont de faptul că lunile pline sunt, în general, cu o energie feminină foarte puternică, ne aduc în conștiință foarte multe emoții la suprafață care doresc să fie vindecate și atunci e bine să ținem cont că, măsura în care ne ascultăm cumva glasul intuiției și um, revelațiile pe care le putem avea în următoare. S-ar putea să ne aducă foarte multe conștientizări și foarte multe soluții pentru, așa cum am zis, tot felul de scenarii și poate situații în care am stagnat o perioadă lungă de timp. Dar, în, în rezumat, în primul și în primul rând, această lună plină aduce foarte mult optimism, generozitate, aduce noroc și șansă, aduce și succes. Aceste oportunități pot apărea pentru fiecare dintre noi, atât pe plan personal, cât și pe plan material, sau chiar pentru cei care sunt interesați, inclusiv evoluție spirituală. Pentru că acolo este un Jupiter proeminent, practic, aceste oportunități sunt sub forma fie a unor călătorii, fie prin inițiativa de a face anumite lucruri pentru o afacere sau de a dezvolta o anumită afacere, de a dezvolta o anumită inițiativă care să aducă mai târziu abundență și prosperitate. Sau pur și simplu ideea de a fi uh, abundent prin uh, uh, faptul că trăiești niște uh, relații împlinitoare alături de o persoană care te, cu, cu care poți să construiești o familie autentică. Pentru că uh, este pentru prima oară după mult timp când această lună plină vine cu nevoia de a împlini inclusiv acest plan personal și aduce și foarte multă genialitate ceea ce e un lucru extraordinar. Deci, pentru următoarele două săptămâni, e bine să ținem cont de faptul că, că sunt, relațiile personale pot să se stabilizeze într-un mod deosebit, pentru că avem ceea ce se cheamă maturitate. Le putem aborda din punctul de vedere al maturității și al stabilității lucru care este de asemenea de apreciat și de luat în considerație. Relațiile care se vor forma în următoarele două săptămâni și vor debuta la momentul acesta au destul de multe șanse să atragă persoane din grupe diferite. Deci să aibă, ca să zic așa, niște prietenii care să niște, să, să lege, practic, persoanele respective și să fie destul de diferite, dar să aibă șansa să construiască ceea ce se cheamă o uniune de suflet și să construiască o relație durabilă și uh, uh, stabilă, ceea ce uh, ajută să împlinească am, ambii parteneri. Așa cum am zis, uh, țineți cont de faptul că uh, toată această lună plină vine și cu o energie foarte frumoasă prin simplul fapt că ne face mult mai deștepți, deci mult mai ager mental uh, pentru a găsi soluții pentru problemele care ne frământă. Uh, pe de altă parte, ce vreau să atrag atenția la această lună plină este că există și o latură negativă în sensul că poate să aducă destul de multă aroganță, destul de multă lăcomie, destul de multă imoralitate, care acestea fiind manifestate nu vor duce decât la pierderi, dezamăgiri, deci în niciun caz la toate lucrurile bune pe care cumva le avem la dispoziție, dacă avem cumva și stările emoționale aferente acestor vibrații de abundență și de prosperitate. Nu uitați să fiți recunoscători pentru fiecare șansă, pentru fiecare noroc care vă apare în cale și de cele mai multe ori e bine să ne aducem aminte că doar împărțind și șeruind cu oamenii din jurul nostru primim ceea ce se cheamă acel sentiment de utilitate și sentimentul acela de a fi folositor, de a fi util. Care este, după părerea mea, cel mai important în condiția umană, care de altfel poate să fie manifestat din plin în această perioadă. Deci, pe de altă parte, ce vreau să mai adaug este că faptul că suntem foarte empatici și dornici să sprijinim pe cei din jurul nostru ne poate atrage noi prietenii și ne poate aduce favoruri de la persoane importante. Așa că merită din plin pentru că acest lucru se materializează destul de repede, așa cum am zis, pe durata următoarelor două săptămâni și pentru că, așa cum am zis, luna plină are o energie puternic feminină, indiferent de sexul dumneavoastră, poate ca o anumită persoană de sex feminin, deci o anume o femeie, să fie cumva foarte importantă pe următoarele două săptămâni în echilibrul acesta al stării de bine pe care dumneavoastră vă străduiți să îl construiți. E bine să ținem cont de faptul că această lună plină, așa cum am zis, o avem la dispoziție ca energie pentru următoarele două săptămâni. Foarte interesant este că la câteva ore după, această energie, după ce această lună plină a avut loc ieri, respectiv după miezul nopții, soarele s-a mutat în fecioară și practic suntem în plin sezon al fecioarelor este o veste foarte bună pentru fecioare care urmează să aibă niște săptămâni deosebite, nu la fel de bună este vestea pentru balanțe, dar acest lucru îl vom face în analiza uh, detaliată. E bine să ținem cont cu toții că la momentul acesta avem un soare și un mercur și un marte aflat în, uh, aflate toate trei în acest semn al uh, fecioarei care de altfel ne pun la dispoziție pe durata acestei săptămâni această energie de pământ uh, care dorește să sprijine, să ajute, care dorește să creeze stabilitate și care ea, îi place foarte mult rutina și disciplina. Deci, cumva, putem accesa aceste energii cu toții, indiferent de ce zodie suntem, de ce vârstă avem și ce planuri avem, pentru că aceste, aceste energii ne le avem la dispoziție cu toții și le putem utiliza înțelept și uh, putem fi foarte eficienți. Uh, Fecioara, de obicei, uh, are foarte mare grijă cum ce mănâncă, ce face și atunci, cumva, putem să fim mult mai de medicații în apă, ține niște cure de slăbire, niște, a urma o anumită dietă, a ține un anume regim sportiv și așa cum am zis, ne-ar ne dori mai multă ordine și curățenie în jurul nostru și atunci toate aceste lucruri, v-am spus, sunt la dispoziția noastră să le utilizăm pe durata acestei săptămâni și doar pe durata acestei săptămâni, pentru că Mercur, odată cu începutul săptămânii imediat următoare, va intra în balanță, unde va rămâne pentru o lungă perioadă de timp, pentru că va avea și ceea ce se cheamă mers retrograd. Pentru această săptămână, singurul aspect important și cel mai important este, se va manifesta în zilele de 24-25 august, respectiv Mercur opoziție Neptun la 22 de grade pe axa Fecioară-Pești. Acest aspect nu este unul care să favorizeze deciziile, pentru că aduce destul de multă ceață mentală, nu este ușor să vezi adevărul cu acest, cu acest aspect, dar el poate să predispună la destul de multe fraude, la destul de multe documente ascunse, înșelăciuni și așa mai departe. Deci e bine în general să vă ascultați intuiția, pentru că tot acest aspect activează intuiția foarte mult. Deci, pe cât posibil, deciziile importante care să aibă cumva o importanță mare asupra vieții dumneavoastră, încercați să nu le luați cel puțin în prima parte a săptămânii, duceți-le către începutul săptămânii imediat următoare, când mintea noastră va fi mult mai structurată și mai bine așezată, de așa manieră încât să vadă și anumite detalii care poate la momentul acesta cu siguranță ne vor scăpa. Nu sunt nici de făcut investiții financiare în aceste zile, în schimb, este uh, uh, foarte bine, de, pre, de, de, uh, cum să spun eu, de practicat meditația, relaxarea, conectarea cu uh, arta sub orice formă, uh, inclusiv zona aceasta de filme, pentru că practic acest aspect favorizează foarte mult imaginația și atunci e bine să ținem cont de faptul că uh, putem să activăm anumite Filme pe care de altfel să le putem trăi mai târziu în realitatea noastră. Pe, din punct de vedere al astrologiei mundane, aceaste, aceste zile indică, însă, într-un mod neplăcut, posibilitatea exploziilor și explozii datorită gazelor. E bine să mai ținem cont de faptul că sfârșitul săptămânii nu este deloc unul frumos, sfârșitul perioadei analizate, pentru că între, între 28 și 30 august soarele va face o quadratură la noduri și practic acesta este punctul de mijloc între cele două eclipse care urmează deci cele care s-au întâmplat în mai-iunie și cele care se vor întâmpla în noiembrie-decembrie și practic aceasta este cumva un moment în care se creează uh, ceea ce se cheamă un fel de descărcare a eclipsei adică se creează evenimente importante este o perioadă de stres uh, o perioadă care pune o mare presiune pe nevoia de a lua niște decizii dar de obicei deciziile care le luăm în aceste conjuncturi sunt cu judecată greșită, pot aduce pentru unii dintre noi condiții de viață instabile și de, foarte instabile. Nu mă refer la noi ca, om, ca țară, ci pur și simplu la nivelul întregii lumi, și oricum predispune la dezastre naturale și fenomene meteo în extreme. E bine să ținem cont de faptul că sfârșitul acesta de august și primele zile din septembrie sunt favorizate. Au ca predispoziții destul de serioase fapt, uh, Producerea acestor dezastre naturale Și fenomene meteo în extrem uh, Pot apărea chiar uh, Cădări de apă masive Cu alunecări de teren Deci uh, atenție foarte mare Că suntem sub uh, uh, o perioadă în care cumva natura ne poate pune la, la mare încercare sentimentul acesta de a ne ajuta și de a ne întrajutora atunci când situația o cere și când criza. Generată în anumite situații și în anumite locuri, poate să lovească destul de crunt. Deci, sfârșitul de august și începutul de septembrie nu este neapărat unul care să ne creeze în niciun caz liniște. Pe de altă parte, însă, luna septembrie, după ce va tre vor trece primele 5-6 zile ale ei, se anunță a fi una destul de liniștită și destul de orientată către a crea ceea ce se cheamă un soi de stabilitate pentru că este cumva pregătirea pentru liniștea de dinaintea furtunii mă vom mai avea două luni destul de dificile de trecut, respectiv octombrie și noiembrie. Acestea fiind spuse aceasta a fost analiza generală a săptămânii pe care cumva o trăim iar acum vreau să vă trec în revistă tranzitul lunii pentru aceste șapte zile, de astăzi până luna viitoare inclusiv. Luna este după lună plină către luna nouă, deci este descrescătoare, este o perioadă extraordinar de bună pentru a elimina cu ușurință kilograme, toxine, de a ușura corpul de ceea ce îl împovărează pentru că are tendința de a elimina cu foarte mare ușurință. La momentul acesta luna se află de ieri în pești pentru că la foarte scurt timp după luna plină luna a pățit în pești și va rămâne până uh, mâine 24 august la ora 21 și 56 de minute, ora României evident. Luna în pești în general favorizează foarte mult uh, și are ca efect extraordinar tot ce ține de partea aceasta de reflexoterapie, pentru că ea guvernează uh, laba piciorului melatonina și tot ce înseamnă linfă, Uh, drept pentru care e foarte posibil ca în aceste zile uh, să avem o nevoie mai mare de somn, ceea ce e un lucru foarte bun dar uh, e bine să ținem cont de faptul că în aceste zile uh, e, uh, met, corpul nostru metabolizează cu mult mai multă ușurință tot ceea ce uh, introducem ca substanțe mai puțin uh, plăcute și atunci ne resimțim uh, infinit mai mult și mai greu decât în alte circunstanțe însă este, sunt niște zile extraordinar de, de, de uh, bună pentru a avea niște tratamente naturiste pentru bătături și negi pentru că aceste, acestea se vor extrage cu foarte mare ușurință dacă utilizăm, așa cum am zis, metode din acestea băbești naturiste. Din 24 august 21.56 până în 27 august dimineața la 7.26 de minute, luna se va afla în semnul berbecului. Este inutil, deci vă, vă, aduc, vă readuc aminte că întotdeauna trecerea din luna în pești, luna în berbec, care înseamnă din labele picioarelor în creștetul capului, de obicei ziua de 24 seara și 25 poate să aducă pentru mulți dintre noi sau pentru unii dintre noi, cum este mai corect să mă exprim, dureri de cap foarte puternice, acest lucru indicând faptul că acest corp, acest organism al dumneavoastră vă trage un semnal serios de alarmă în, în, faptul, în, în a vă semnala că undeva în interiorul lui echilibru nu este ceea ce trebuie. Și atunci e bine să țineți cont de faptul că poate că aveți nevoie să ajustați ceva ca nu, să nu ajungeți să manifestați cumva o boală. Deci, această lună în berbec guvernează regiunea capului, ochii și nasul, apar mai multe sângerări nazale, problemele cu ochii, acolo unde există, se pot intensifica. E bine să ținem cont că sunt benefice tot ce ține de operațiuni care să, deci lucruri care îmbunătățesc uh, funcționalitatea acestor organe, dar nu sunt recomandate operațiile chirurgicale în acest sens, în, în acest organe. Din 27 august 7 și 26 până în 29 august 1941 uh, luna se va afla în semnul Taurului făcându-ne să fim cu toții mai uh, alături de fecioară, foarte împământați și foarte determinați în a ne vedea cumva planurile îndeplinite și atunci e bine să utilizăm din plin aceste energii pentru a face niște lucruri care să dureze și cumva cu o concentrare de efort mic în, în puține zile putem obține niște rezultate care poate de altfel aveam nevoie de săptămâni ca să le obținem. În luna în Taur guvernează dinții, maxilarele, urechile, tot ce înseamnă zona gâtului, de la faringe, laringe, corți vocale și nu în ultimul rând glanda tiroidă. Tot ce presupune îmbunătățirea o, o, funcționalității acestor organe este binevenită și amplu resimțită. Nu sunt recomandate operațiile chirurgicale la acest, în aceste zone. Din 19 august 1941 până în 1 septembrie, deci după începutul săptămânii, imediat următoare dimineața, luna se va afla în semnul gemenilor semn care guvernează brațele, brațele umerii și mâinile și, activita și, parțial activitatea plămânilor, deci tot ce înseamnă masaj în zona umerilor, mâinilor pentru eliminarea toxinelor este, sunt foarte binevenite, plus exerciții de respirație. Acesta a fost și tranzitul lunii pentru săptămâna pe care o analizăm. Uh, mergem mai departe și vorbim de, uh, de analiza detaliată pentru toate cele 12 semne, pornind din semnul fecioarei, așa cum am spus, în, din care, ne, în care ne aflăm de puțin timp. Pentru fecioare. Fecioara are de gestionat această energie a lunii pline care la ea s-a produs în casa 6 -a și deci într-un fel sau altul a avut toată luna la dispoziție de a înțelege foarte bine care este nivelul de sănătate, ce ajustări sunt necesare de a, cum să spun eu casele pentru a se simți mai bine. Și atunci fie că au schimbat tratamentul, fie că au schimbat medicul la care merg în cazul unei suferințe, fie că au ajustat regimul alimentar, regimul de somn, un regim sportiv, deci într-un fel sau altul fecioarele au avut foarte multă nevoie să uh, și au pus un foarte mare accent pe nevoia de uh, echilibru interior. Nevoia de a se simți sănătoși, pentru că este foarte posibil ca în toate aceste luni, de, de, de la, încă de la începutul anului, să constate că au nevoie de așa ceva, pentru că anumite uh, lucruri care nu funcționau foarte bine în interiorul lor, uh, unde erau acolo niște fisuri, cumva au ieșit la suprafață anumite suferințe, unde, bineînțeles, nu am trăit în echilibru și nu am trăit așa cum trebuie. Bolile acestea, într-un fel sau altul, se manifestă și datorită faptului că una nu practicăm moderația și echilibru, doi la mână, probabil mai facem și diverse alte ieșiri de pe drumul pe care cumva ni l-am ales ca drum al vieții, ca al destinului personal. Dar Fecioara este în această săptămână cu motoarele turate pentru că are trei planete în propriul lor semn și atunci cumva are toată, are idei, are energie, are cumva chiar o anumită rigiditate în a îi vedea și punctele de vedere ale celorlalți dar într un fel sau altul toată această energie fiind focusată și concentrată pe starea lor de bine, le va aduce niște rezultate extraordinare, pentru că așa cum am zis, suntem uh, mai inspirați, mai uh, cu avem mai multă inițiativă, suntem mult mai uh, deștepți decât în alte uh, perioade și atunci cumva ideile care uh, de care avem nevoie ca să implementăm anumite uh, lucruri care să ne aducă o stare de bine suplimentară uh, ne sunt uh, foarte la dispoziție. Uh, inclusiv Planul acesta al stimei de sine pentru fecioare este unul care să uh, le țină mintea destul de ocupată pentru că pot primi diverse cadouri, pot uh, au nevoie să se simtă apreciați de către oamenii din jurul lor și de către oamenii dragi și uh, dacă sunt în căutarea unei relații pot uh, găsi o persoană uh, uh, nouă cu care să înceapă o relație stabilă pentru că acest, uh, aceste zile predispun la începerea unei relații stabile și de durată. Uh, pe tot ce înseamnă zona aceasta. Uh, cum să zic eu, a ceea ce îi face pe ei să se simtă valoroși. Fie că e vorba de job, fie că este vorba de faptul că, nu știu, merg să-și închidă un cont sau să aibă ceva legat în domeniul bancar, acolo este un loc pe care cumva fecioarele îl pot uh, uh, utiliza ca să întâlnească persoane interesante. Oricum, ei sunt într-o dorință de socializare foarte mare și ar face, ar face și foarte bine să facă acest lucru, atâta cât se poate, pentru că toate aceste lucruri le vor aduce informații extraordinare, utilă despre ei înșiși și despre ceea ce îi face pe ei să se simtă echilibrați. Toată această lună plină le va aduce și cumva pentru cei care au nevoie finalizarea unor colaborări, deci dacă este să schimbe locul de muncă, este foarte bine să înțeleagă că probabil de mai multe luni de zile acest lucru își doresc să se să-l facă și vor avea și oportunitatea să își ducă la îndeplinirea acest vis pentru că vor avea șansă, vor avea uh, oportunitate prin intermediul unui prieten, prin intermediul unei uh, oportunități apărute într-un mod uh, spontan și cu totul întâmplător. Deci uh, tot ce ține de uh, planul acesta al uh, mediului de lucru, al jobului pe care îl practicați de zi cu zi și al sănătății, pentru fecioare este mai mult decât uh, uh, pe prin plan. Trecem mai departe, vorbim despre balanță. Așa cum am spus, pentru balanțe nu este o perioadă foarte grozavă, chiar dacă Venus, planeta care îi guvernează, se află în semnul lor. Au, în, au aceste trei planete în Fecioară, în Casa 12 -a, care îi invită cumva, nu neapărat într -o, la o formă de hibernare, dar într-un fel sau altul să aibă foarte multă grijă cu ceea ce vorbesc, cu energia pe care o consumă, cum o consumă, în ce condiții, pentru că, într-un fel sau altul, ei au de luat niște decizii și au de luat niște decizii pentru că această lună plină care s-a produs a doua în șir după cea din iulie, la ei le pune sub luminile reflectoarelor tot ceea ce înseamnă planul relațiilor personale, deci relațiile lor de iubire, proiectele creative, ce îi face pe ei să se simtă cu adevărat fericiți, Relațiile cu copiii, pentru cine are în familie așa ceva, și toate aceste lucruri iau provocat și le-au le -au adus tot felul de tensiuni, tot felul de provocări pe acest plan, tocmai cu scopul fie de a trece la nivelul imediat următor și de a constata că sunt în relații cu adevărat împlinitoare, fie pur și simplu de a lua decizia de a ieși din aceste relații care cu siguranță sunt de o perioadă lungă de timp toxice, neîmplinitoare și nu mai sunt nici pe departe așa cum erau când au început. Așa cum am zis, pe de altă parte, balanțele se pot bucura de finalizarea unor proiecte creative și atunci acest lucru le este extraordinar de benefic pentru că le aduce recunoaștere, le aduce stare de bine, le aduce fericire, dar e bine să țină cont că și dacă mai au în continuare de lucru, cel puțin pe durata următoarelor săptămâni, e bine să lucreze într-un mod discret și departe de ochii lumii, să vorbească cât mai puțin despre acest lucru, pentru că, într-un fel sau altul nu le este um, de bun augur ca aceste informații să le dea cu ușurință altora pentru că ar putea împiedica finalizarea acestor, acestor proiecte. Uh, pe de altă parte, uh, e bine să țină cont de faptul că uh, un alt proiect creativ pentru care balanțele pot lucra este un copil și atunci dacă. Uh, sunt într-o relație împlinitoare în care ei se simt bine și sunt șarmanți cu acest Venus în uh, propriul lor semn, este foarte posibil și la, aceasta este varianta fericită în care o balanță este plecată în această săptămână în concediu alături de uh, persoana iubită din uh, viața ei, uh, deci uh, cu care de altfel vor să petreacă un uh, concediu foarte frumos sau momente frumoase de parte de ochii lumii, tocmai cu scopul de a aduce pe lume acest copil pe care și-l doresc ca împlinire pentru uh, uh, cum să spun eu, ca uh, împlinire pentru relația și și familia pe care ei deja o au. Deci, pentru, balanțe însă, care, pentru balanțele care, încă, care însă sunt singure și sunt în căutarea unei relații de iubire, e bine să țină cont de faptul că, chiar dacă sunt șarmante și au posibilitatea să întâlnească oameni noi, nivelul lor de energie nu este deloc unul uh, foarte ridicat și atunci uh, e bine să țină cont de faptul că pot începe aceste relații într-un mod ușor și cumva într-un mod uh, 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 cu pași mici dându-și voie să le dezvolte într-un mod mai serios după ce soarele va intra în semnul lor, alături de Mercur, și acest lucru se va întâmpla peste câteva săptămâni. Deci, atenție foarte mare la persoanele însă care sunt în suferință, care au probleme de sănătate, pentru că toată această săptămână le poate crea crize, le poate acutiza o boală lungă, cronică, sau poate, pentru unele dintre balanțe, să aducă chiar și accidentări, și atunci e bine să țineți cont exact așa cum am zis de nivelul de energie pe care cumva îl î, î, aveți la dispoziție și care nu este cel cu care sunteți obișnuiți. Scorpionul. Pentru Scorpion este primul semn fix de care, care se bucură din plin de energia acestei luni pline, a doua pe care o au la dispoziție. La ei această lună plină se produce în casa patra, dar, așa cum am zis, vine cu o energie foarte pozitivă. Vine să încheie un ciclu destul de mare în care scorpionii au muncit destul de mult pentru tot ceea ce se cheamă stabilitatea lor pentru că această Casa patra în primul și în primul rând despre asta vorbește, ideea de a te simți stabil, ancorat în această lume cu uh, niște talente pe care cumva tu ți le pui la treabă și acest lucru îți creează uh, de asemenea stabilitate uh, pe de altă parte, această Casa patra vorbește de casă și familie și într-un fel sau altul, uh, scorpionii au fost destul de provocați uh, în ultimele, încă de la uh, a doua jumătate a lunii iulie, de tot ceea ce înseamnă membrii familiei, fie de origine fie pe care iau ca familie constituită fie pur și simplu legat de tot ce înseamnă problemele legate de casă, tocmai cu scopul de a fi rezolvate, pentru că le-a oferit destul de repede și șansa de a rezolva aceste provocări care au venit din partea casei, respectiv membrilor familiei. Pentru că acolo este și un Jupiter, este foarte posibil ca scorpionii în următoarea perioadă, în afară de faptul că au șansa să-și îmbunătățească considerabil relațiile cu familia și tot ce ține de planul casei, Um, au o șansă foarte frumoasă dacă vor să vândă, vor să cumpere, păi vor să-și extindă casa sub o anume uh, formă, de asemenea este de foarte bun augur. Um, nu uităm că această casă 4 este casă karmică și atunci scorpionii vor avea în următoarele două săptămâni de trecut evenimente care țin de destinul personal și care nu pot fi cuprinse într-o analiză generală. Uh, planul personal însă este unul care poate nu este neapărat foarte uh, benefic pentru scorpioni, pentru că lăsând la o parte că ei sunt într-o perioadă în care vor să se întâlnească cu prieteni, vor să îmbine uh, activitatea. Uh, Profesională, cu implicarea în familie și cu timp liber petrecut alături de, de prieteni. Planul ar, relațiilor personale nu este de bun augur pentru, care, pentru scorpionii care sunt în căutarea unei relații de iubire. Pentru cei care sunt însă într-o uh, relație de iubire, se pot bucura de sprijinul acestei persoane într-un mod uh, necondiționat și care să-i ajute să facă față tuturor acestor responsabilități care sunt foarte mari pentru scorpioni. Pentru scorpioni uh, aflați. Uh, pe, există și scorpioni, vedete care se bucură din plin de, ace de toate cele pe care le-am povestit mai devreme și anume, cei care sunt născuți în, în perioada, în intervalul 19-22 noiembrie sau își cunosc ascendentul și știu că l-au pe ultimile grade, respectiv între în 26 și 30 de grade scorpion trecem mai departe și vorbim despre săgetători pentru săgetători această lună plină Uh, s-a produs în casa treia. Pentru ei uh, uh, ideea de a, uh, cum să spun eu, ideea de a lua decizii, ideea de a, se -a, de a fi membri activi într-o anumită comunitate, uh, de a lua decizii, de a învăța cu ușurință ceva, de a achiziționa poate un mijloc de transport, o mașină, un autovehicul care să le fie necesar pentru deplasare sau poate pur și simplu să, uh, cum să spun eu, să uh, achiziționeze niște auto vehicule care le sunt necesare pentru extinderea activității la firma pe care o au, spre exemplu. Deci, tot ce ține de această mobilitate mentală, de ideea de a-și înțelege mai bine uh, semenii, ei sunt un factor uh, foarte bun de stabilitate în comunitățile în care activează, pentru că au capacitatea să găsească, să fie ceea ce se cheamă mediatori, să reușească să uh, aplaneze conflictele din jurul lor. Poate chiar ei înșiși să fie cei care să um, aplaneze niște discuții și niște conflicte cu niște persoane care poate le-au creat um, destul de multe neplăceri din cadrul comunității în care locuiesc sau lucrează sau pur și simplu de a încheia o dispută, o, o, o neînțelegere cu un frate sau o soră. Uh, ei sunt, așa cum am zis, foarte activi. Foarte dornici să, și foarte dornici să ajute, să fie uh, acolo în comunitatea în care își desfășoară activitatea sau în care locuiesc, să fie cei care se implică în tot felul de astfel de proiecte. Uh, e bine să țină cont de faptul că au cuvintele și emoțiile foarte bine aliniate și atunci uh, tot ce ține de uh, zona aceasta de uh, a cum să spun eu, de a comunica cuiva ceea ce simțiți și ceea ce vă doriți să comunicați ca și sentimente, este o perioadă de foarte bun augur care vă va face să vă îmbunătățiți toate relațiile pe care le aveți cu oamenii importanți din viața dumneavoastră. Pentru săgetători e bine să țină cont de faptul că inclusiv ideea de a se muta dintr-o comunitate într-alta de a schimba fie orașul, fie țara, fie pur și simplu casa dintr-un loc într-altul ca urmarea ca ca urmare a unei necesități. Să nu uităm că ei au de gestionat o energie foarte puternică pe fecioară care la ei este pe casa 10, -a și atunci nevoia lor de independență este foarte mare, și atunci pot alege, dacă sunt tineri, spre exemplu, să plece de acasă, să se mute singuri și să plece de lângă părinți și a viața în mâini, dacă sunt la o anumită vârstă, când practic acest lucru le, cumva le vine ca o necesitate. Pe de altă parte, tot ce înseamnă zona aceasta de a depune eforturi pentru tot ce se cheamă zona de carieră, de a avea un drum în viață, de la momentul acesta pentru săgătători devine din ce în ce mai uh, important. Uh, inclusiv relațiile personale sunt uh, foarte bune și foarte benefice de a fi aprofundate uh, pentru săgătători, care merg foarte mult pe ideea de prietenie. Deci uh, pot crea relații frumoase, uh, noi de acum înainte, atâta timp cât socializează, atât pe plan personal cât și pe plan profesional, sau uh, relațiile pe care sunt de deja existente pot cunoaște un nou nivel de apropiere și poate de o stabilitate mai mare prin simplu fapt că aceștia ies și se alătură unor comunități, unor oameni cu care împărtășesc aceleași preocupări, aceleași interese și cumva și fac acest schimb de informații care de altfel le este foarte necesar în această perioadă săgetătorilor. Deci, săgetătorii oricum au o viață foarte activă în această perioadă. Trecem mai departe și vorbim despre Capricorn. Pentru Capricorn această lună plină s-a produs în Casa 2. Și deci, pentru Capricorn, încă din iulie și încă cumva de la începutul anului, nevoia de a se simți stabil, de a își găsi noi resurse pentru a câștiga mai mult, pentru, a... pentru că ei au destul de multe restricții pe planul acesta al planului financiar, deci nu au banii cu care, cu siguranță, au fost obișnuiți. Și atunci, această lună plină vine să le aducă șanse, oportunitate, o o soluție pe tot ceea ce înseamnă ideea de a câștiga mai mulți bani. Fie că au o inițiativă de a face un business personal, fie că au o inițiativă de a crește businessul pe care l-au la un alt nivel, fie că au nevoie să acceseze o nouă formă de specializare de școală care să le aducă uh, un talent suplimentar și care la rândul lui să producă mai târziu partea aceasta financiară. Deci tot ce ține de uh, Planul stimei de sine, talentelor pe care uh, Capricornile au și modul cum aceștia le utilizează ca să poată să-și producă uh, banii de care au nevoie sunt în atenția și sunt preocupările principale are Capricornilor în, pe, pe durata săptămânii pe care noi o analizăm. Pe de altă parte, ei sunt foarte dornici cu toată această energie fecioare la ei pe Casa Noua să-și să uh, depășească actualul statut. Și atunci, așa cum am zis, fie că accesează o formă de învățământ, fie că uh, intră în contact cu oameni și cu culturi diferite din care cumva să învețe și să-și însușească in, uh, informații uh, care să uh, le aducă, așa cum am zis, o mai mare stimă de sine și o mai mare... Uh, bunăstare până la urmă sau pur și simplu e vorba de faptul că au nevoie să-și facă dreptate și atunci cumva acționează în judecată pe cineva care i-a nedreptățit sau pur și simplu călătoresc și pe, pe, pe durata acestor călătorii ei își îmbunătățesc uh, ideile, planuri de idei legate de ce anume vor face când revin din acea călătorie. Atenție însă totuși pentru capricornii care au procese și care călătoresc pentru că acolo pot apărea tot felul de situații care nu sunt neapărat uh, uh, foarte ușor de gestionați sunt cumva în afara controlului lor, controlului lor și pot apărea complicații și pot provoca destul de mult. Pe de altă parte, tot ce ține de planul personal, capricornii au nevoie în această perioadă de un partener, matur, partener parteneră matur, matură responsabilă, care să susțină și care să înțeleagă în toate aceste demersuri, care poate așa cum am zis, nu le aduce o stimă de sine foarte bună și poate, să, poate pot de multe ori să fie destul de ursuși, morăcănoși și nu tocmai deschiși unor stări de bine uh, și de veselie pentru că ei, cumva, când sunt preocupați, chiar sunt foarte preocupați. Pe de altă parte, e, ci, și cei care sunt în, în căutarea unei relații, tot ce înseamnă partea aceasta de călătorie, de a participa la tot felul de reuniuni, de uh, a fi invitați la tot felul de petreceri, de a uh, participa la cursuri, uh, de a călători, uh, tot ce înseamnă spațiu public, uh, pentru că un sunt niște locuri extrem de benefice în care își pot întâlni persoane cu care să înceapă relații foarte serioase. Vărsătorul, cel de-al doilea semn fix care a beneficiat din plin de această energie a lunii pline, care s-a produs în semnul lor. Și atunci reluăm practic tot ce am vorbit pe, la, la vechea lună plină din semnul vărsătorului respectiv din 24 iulie și spunem așa că au avut foarte multă activitate cu ei înșiși. Ei practic și-au luat viața mâini. Și cumva s-au ocupat de sănătate, de tot ce înseamnă. Pentru că, într-o asemenea configurație, ei vin după niște ani foarte încercați. Este foarte posibil să aibă probleme cu oasele, cu dinții și, într-un fel sau altul, să fie o perioadă foarte importantă în care, cumva, au trebuit să se ocupe de tot ce înseamnă starea lor de sănătate, starea lor de bine și mai puțin, cumva să fie preocupați de cei din jur ei care sunt de obicei niște, niște oameni și niște persoane foarte altruiste și foarte ușor de implicat în sprijinul și în trajutorarea fie a celor dragi, fie pur și simplu a membrilor dintr-o anumită comunitate este bine în continuare să facă acest lucru și să se ocupe de ei înșiși, pentru că au șanse, pentru că au oportunități, pentru tot ce au nevoie. Apare cumva și resursa materială și omul care să îi ajute să rezolve problema, provocarea cu care un anume vărsător se confruntă. Deci e bine să țineți cont de faptul că vă puteți îmbunătăți starea sănătății, puteți termina o grămadă de lucruri care poate le-ați început de mult timp și n-ați avut timpul și poate nici determinarea necesară să faceți acest lucru și tot ce ține de planul acesta al transformării interioare, pentru că dumneavoastră puteți să faceți în această perioadă nu numai o transformare a sănătății, ci pur și simplu să faceți o transformare și a anumitor convingeri, o transformare profundă, renunțând la anumite convingeri care poate nu generau rezultatele pe care într-un fel sau altul le doreați în viața dumneavoastră. Deci oricum vărsătorii trec printr-o perioadă foarte intensă și foarte centrată practic pe ei înșiși inclusiv pentru um, relația de iubire, e foarte posibil ca ei să dorească să aibă un concediu alături de persoana iubită și în felul acesta să-și um, consolideze relația deja existentă, să participe cumva la un eveniment important al unor prieteni, dar cumva de acolo cumva să aibă niște discuții foarte profunde și iarăși să se producă această uh, apropiere sau pur și simplu să aibă uh, șansa și uh, pentru cei care doresc să întâlnească o persoană nouă, fie prin uh, călătorii, fie pur și simplu prin intermediul internetului. E bine să ținem cont de faptul că vărsătorii vedete sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 16-20 februarie sau își cunosc ascendentul și știu că la între 26 și 30 de grade vărsători. Pești. Pentru pești o perioadă cu destul de multe provocări, pentru că această lună plină, a doua de altfel, se produce cumva în, la ei în casa 12, o casă care nu e ușor de dus pentru nimeni, pentru fiecare dintre noi, când ajungem să trăim, ca să zic așa, să deschidem această cutie a Pandorei. Și atunci, pentru pești, e bine să țină cont de faptul că ei sunt în continuare într-o perioadă în care au nevoie să fie altruiști, să fie înțelegători cu um, toate aceste circunstanțe care poate le sunt destul de pot. Potrivnice pentru o grămadă de demersuri pe care ei vor să le facă, sau pur și simplu uh, au nevoie de uh, uh, împlinirea, ca să zic așa, unui vis ascuns prin intermediul uh, printr-o, cum să spun eu, printr-o șansă venită de la Divinitate, printr-o circunstanță extraordinară, prin acele momente miraculoase care pot apărea pentru fiecare dintre noi la un anume moment în viață. E bine să ținem cont de faptul că peștii în această perioadă nu doresc în niciun caz să stea singuri și atunci e bine să ținem cont de faptul că tot ce ține de uh, nevoia de a-și găsi partenerii, uh, nevoia de a veni cu inițiativă pe parteneriatele deja existente. Deci, peștii nu sunt într-o perioadă în care, în uh, niciun caz, uh, singurătatea nu le face. Bine, sub nicio formă. Dar, pe de altă parte, e bine să țină cont de faptul că altruismul și tot ce ține de punerea în slujba celorlalți a tuturor lucrurilor pe care, cumva, energia, în primul rând, energia lor și poate că e bine să țină cont inclusiv de faptul că au nevoie să facă mai multă introspecție și să. Deci, înțeleagă mai bine subconștientul și poate chiar să-și facă și o evaluare foarte serioasă a tot ceea ce înseamnă zona aceasta de sănătate a lor. În asemenea, condiții pentru pești, relațiile de iubire pot fi cu atât mai mult provocatoare și pot apărea tot felul de informații legate de anumite relații care să fie de asemenea extrem de provocatoare și de dure pentru ei, pentru că, așa cum am zis, au destul de multe provocări în această perioadă, iar pentru cei care încep, vor începe în următoarele săptămâni o relație nouă de iubire, cu siguranță va fi una care le va apăsa multe butoane și le va zgudui destul de serios latura aceasta întunecată a lor, pe care, până la urmă, fiecare dintre noi o avem. Berbec. Pentru Berbec, această casă această lună plină s-a produs în Casa 11. Uh, la ei, în continuare, planul acesta al prietenilor și al uh, obiectivelor pe termen lung uh, este unul de foarte mare interes. Uh, cum această lună plină vorbește de uh, parte, uh, cum se spun eu, de um, Latura feminină, e bine să ținem cont de faptul că probabil că berbecii au în preajma lor și vor avea în următorul interval de timp o persoană de sex feminin, o femeie care să fie foarte importantă în acest echilibru emoțional pe care cumva ei se străduiesc să-l manifeste, și care, într-un fel sau altul, are legătură cu proiectarea a ceea ce se cheamă visele și dorințele și. Planurile pe care ei le pot avea pe, în viața lor pe termen mediu și lung. Uh, șanse și oportunități prin prin oameni care pot apărea într-un mod absolut accidental în viața lor și care să-i ajut, să ajute să-și împlinească foarte mult acest plan al carierei, care, într-un fel sau altul, pentru lor le ține în continuare atenția. Să nu uităm că ei au toate aceste planete, Mercur, Marte și Soare în fecioară, în Casa 6, și atunci e bine să țină cont de faptul că tot ce ține partea de job, de carieră și mai ales de sănătate, într-un fel sau altul, Uh, au nevoie să uh, investească foarte multă energie în acest, uh, în ac în acest domeniu de. de, de viață al lor care le ține atenția foarte, uh, cum să spun eu, foarte uh, concentrată. Pe de altă parte, așa cum am zis, există posibilitatea să constate că au niște prieteni foarte buni sau să se termină în niște prietenii, tocmai datorită faptului că acolo lucrurile nu mai funcționează în rutina și cumva cu susținerea pe care, într-un fel sau altul, uh, uh, cum să spun eu, funcționau până la momentul acesta. Uh, la berbeci e bine să țină cont de faptul că uh, pot munci în exces în această perioadă sau pot face tot felul de lucruri pentru sănătatea în exces și pot ajunge cu destul de multă ușurință în zona aceea de extenuare, epuizare, iar dacă e vreo problemă de sănătate care cumva stătea acolo latentă, există destul de mari șanse ca în săptămâna aceasta ei să beneficieze de ceea ce se cheamă o criză. Deci, în niciun caz, partea aceasta de sănătate poate să fie pentru berbeci una destul de provocatoare și nevoia de a face... Uh, cumva niște îmbunătățiri în acest domeniu. Pe de altă parte, ei au o uh, dorință foarte uh, frumoasă legată de parteneriate uh, pe care cumva le pot îmbunătăți în această perioadă, într-un mod uh, uh, foarte, foarte frumos, pentru că au capacitatea să negocieze într-un mod foarte frumos și foarte diplomat. Fie că e vorba de parteneriatele de viață, fie că e vorba despre parteneriatele de afaceri, toate acestea pot uh, suferi cumva îmbunătățiri uh, substanțiale, care uh, se vor vedea ca rezultate pe săptămânile imediat următoare. Inclusiv în uh, uh, relațiile de iubire pe care uh, merbecii își doresc să le consolideze sau să le aibă ca noutate, uh, ei nu pot în această perioadă decât dacă, pot, dacă intră într-o formă de uh, relație care să promită ceva pe termen lung uh, și să aibă cumva ca susținere reciprocă inclusiv ideea aceasta de a-i sprijini pe ceea ce se cheamă uh, obiectivele lor pe termen mediu și lung. Ajungem mai departe la Tauri, care este cel de-al treilea semn fix uh, și care s-a bucurat din plin de uh, energia uh, aceste, și se va bucura în continuare de energia acestei luni pline care s-a produs uh, ieri duminică. A, a doua rând învărsător, care pentru ei a însemnat zona de carieră. Deci, atenție că sunteți foarte vizibili, atenție că zona aceasta a carierei și a vizibilității vă urmărește de ceva timp și, într-un fel sau altul, acum vine să încheie niște eforturi pe care dumneavoastră le-ați depus în acest, în acest domeniu. E foarte posibil să vreți să vă eliberați de anumite situații în care, cumva, cu anumite autorități le-ați avut cu anumiți șefi, le-ați avut până în momentul de față, cu anumite persoane care sunt în autoritate față de dumneavoastră, fie ca părinți, fie sub o altă formă de autoritate. Cumva și aceste lucruri vreți să le finalizați și să le treceți cu șansă într-o ă, relație ă, mult mai frumoasă sau pur și simplu să vă detașați -ă -ă de, de aceste persoane. Dar ă, ce e foarte important este să ținem cont de faptul că. Ă, Taurii au în această perioadă o șansă foarte frumoasă de a-și împlini un vis legat de car cum să spun eu, un vis legat de carieră, să ajungă acolo unde își doresc, dar în același timp au și cea mai frumoasă și cea mai romantică perioadă din an pentru ei. Deci ei se exprimă creativ în tot ceea ce fac, ei sunt oricum niște persoane foarte creative și atunci pentru ei tot ce ține de planul acesta al hobby al exprimării pasiunii sub orice formă este de foarte bun augur. Deci teoretic viața personală a, a taurilor ar trebui să fie a, a, extrem de frumoasă, sau dacă nu, să fie în căutarea unor a, a, oameni pe care să-i găsească și cu care să poată să conlucreze în a-și. Face o viață foarte frumoasă împreună. Acest lucru poate să vină mai ales prin zona jobului, prin faptul că vă duceți la sală, mergeți în anumite locuri în care cumva încercați să vă îmbunătățiți nivelul de sănătate și acolo puteți întâlni sau persoane noi cu care, așa cum am zis, puteți începe relații frumoase, de iubire, stabile și de lungă durată sau pur și simplu vă puteți consolida relațiile deja existente făcând tot felul de lucruri care să vă facă plăcere împreună. Deci pentru Tauri o perioadă foarte bună atât pe planul creativității cât și pe planul a tot ceea ce se încheabă în zona de carieră. Deci atenție că sunteți foarte vizibili și, cum să spun eu, prezentați-vă într-un mod cât mai cum să spun eu, cât mai pe măsura ceea ce doriți să obțineți. Ce e bine să ținem cont însă, atenție la aroganță, la lăcomie și la dori să se întâmple lucrurile mult prea repede, pentru că acest lucru poate dăuna câștigurilor pe care, de altfel, în această perioadă le puteți avea la îndemână. Cei mai uh, norocoși în această perioadă dintre tauri sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 17-21 mai sau își cunosc ascendentul și la între 26 și 30 de grade taur. Pentru gemeni. Pentru gemeni este o perioadă foarte frumoasă uh, pe tot ce înseamnă zona de călătorie, pe tot ce înseamnă zona, uh, uh, cum să spun eu, uh, pe tot ce înseamnă zona aceasta de uh, Activitate publicistică, pe tot ce înseamnă zona aceasta de a înțelege anumite uh, uh, lucruri care uh, țin de extinderea modului de înțelegere a vieții. Deci, practic, gemenii în ultima lună de zile au fost foarte filozofi, ca să zic așa, și dornici de călătorie, dornici de expansiune, dornici de a intra în contact cu tot felul de oameni din alte lumi, din alte țări cu care să, cu care să împărtășească informații legate de zona aceea de a înțelege lumea la un nivel superior și poate chiar de a și se reloca cumva într-o altă țară cu scopul de a trăi mai Bine, conform a ceea ce își doresc ei, uh, 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 legat de uh, planul acesta al evoluției personale. La momentul acesta, cu toate cele trei planete în fecioară, la ei, în Casa Patra, uh, gemenii sunt foarte orientați către tot ceea ce înseamnă munca de rutină în casă. Uh, sunt dornici să repare în casă totul, să facă cumva. Uh, să funcționeze totul, să facă o curățenie în casă, să aibă cât mai multe momente frumoase și inițiativa le aparține alături de membrii familiei. Își doresc să adunem membrii familiei alături de ei, să comunice, dar atenție că această comunicare a lor este cumva cețoșată de multitudinea de emoții care de altfel nu le gestionează foarte ușor în această perioadă. Deci, pentru gemeni poate să existe chiar o dorință foarte mare pentru cei care sunt într-o o relație de iubire să se mute împreună cu persoana respectivă sau să găsească o locuință de așa manieră încât să plece, fie că stau cu părinții, fie că stau cu altcineva, într-un fel sau altul, să găsească o modalitate în care ei să se mute împreună și dacă acest lucru nu este posibil în imediata vecinătate, așa cum am spus, geamă nu poate găsi niște soluții foarte ingenioase de așa manieră încât să plece într-o altă localitate, să plece într-o altă țară, tocmai cu scopul de a-și găsi de lucru și de a putea să împlinească și acest plan al uh, relațiilor personale. Oricum, ei sunt foarte romantici în această perioadă, și chiar dacă nu au o relație de iubire, e bine să înțeleagă că prin toate activitățile pe care le fac, că călătoresc, că se implică cumva într-un anume mediu de, al comunității în care locuiesc, pentru ei, practic, iubirea poate să apară la orice colț și cumva să se manifeste din plin în săptămânile care urmează nu sunt de luat decizii importante legate de planul acesta al casei, cel puțin o săptămână aceasta, pentru că mai ales în tot ceea ce prea este investițiile financiare. Deci dacă vreți neapărat să cumpărați o casă, e bine să țineți cont de faptul că undeva de săptămâna viitoare lucrurile vor deveni mult mai benefice pentru dumneavoastră. Altfel, gemenii sunt foarte puși pe treabă și sunt și foarte eficienți în tot ceea ce fac. Trecem mai departe și vorbim despre RAC. Pentru Rac, de o perioadă foarte intensă, în care cumva această lună plină le-a provocat destul de mult toate credințele pe care cumva ei le aveau, ei, această lună plină este a doua după cea care a mai fost în iulie și într-un fel sau altul pentru ei a fost foarte important să înțeleagă cum își trăiesc viața alături de partenerul, partenera de viață pe care o au, ce fel de partener pot atrage în viața lor de așa manieră încât să-și vadă împlinit un plan legat de business. Un plan legat de afacere, pentru că, într-un fel sau altul, ei sunt în căutare de ceea ce se cheamă forme de fonduri, forme de susțineri financiare pentru, așa cum am zis, demersurile pe care ei vor să le facă. Pe de altă parte, această lună plină vine să le dea șansa să achite datorii. Să le fie de foarte bun augur să plătească toate taxele și toate impozitele, care într-un fel sau altul le au de plătit, și cumva în această perioadă simt nevoia să facă o revizuire a lor și să-și le încheie și să-și le achite. Um, ei sunt într-o foarte mare mișcare, deci ei sunt tot timpul într-o. Um, perpetuă discuție o minte foarte activă și e bine să țină cont de faptul că au cuvintele puțin cam prea ascuțite în perioada aceasta, așa că e bine să țină cont de faptul că pot răni cu foarte mare ușurință, tocmai prin simplu fapt că pot fi extrem de critici și extrem de pisologi cu oamenii din jurul lor dar în schimb dacă vor să își vândă o idee, să prezinte un plan pentru care să obțină acea finanțare de care vorbeam, să știți că acest lucru vă este de foarte bun augur pentru că poți Puteți fi extrem de convingători și uh, rezultatele pe care le puteți obține sunt uh, satisfăcătoare. Atenție, însă, totuși la nevoia de a dormi, nevoia de a vă odihni, pentru că sunteți foarte agitați și foarte excitați mental, în sensul că sunteți foarte curios și doriți să acumulați foarte multă informație în foarte scurt timp și acest lucru vă poate duce la accidentări cauzate de neatenție sau pur și simplu la epuizări mentale și dureri de cap destul de serioase. Toată această lună plină. Pornind din uh, iulie și uh, încheind uh, cu ceea ce s-a întâmplat duminică și în următoarele două săptămâni, vă poate aduce inclusiv o moștenire sau poate vă aduce cumva nevoia de a înțelege ceva la un uh, nivel mult mai profund. Deci vă puteți elibera de toate acele conjuncturi care, într-un fel sau altul vă țineau pe loc. Și ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă, la leu, care de altfel nu i place niciodată să fie ultimul și este și ultimul semn fix care beneficiază din plin de această lună uh, plină care s-a produs ieri. Pentru lei această lună plină se produce în casa 7. și atunci uh, lei au avut în ultima lună uh, niște uh, provocări destul de serioase în uh, a uh, testa parteneriatele de viață cumva încă de la începutul practic zodiei de când a început leul de 22 iulie, până la momentul acesta, într-un fel sau altul ei au trebuit să se poziționeze foarte corect față de partenerii pe care i-au, fie pe viață personală, fie pe viață profesională. Și atunci cumva această lună nouă vine să găsească, să le ofere șansa, oportunitatea de a încheia acest ciclu, fie își găsesc un partener pentru un business care să fie foarte benefic și foarte de bun augur, fie găsesc șansa de a îmbunătăți un anumit parteneriat sau de a ieși într-un mod foarte elegant și frumos din parteneriatele care nu mai funcționează. Deci, pentru lei, toată această perioadă a însemnat o activitate foarte intensă pe toată zona aceasta a parteneriatelor. Așa cum am zis, fie de viață, fie profesionale. Să nu uităm că toată această a șaptea vorbește și de inamicii, de dușmani, știuți și atunci cumva inclusiv de acolo este foarte posibil ca lei să fie avut tot felul de informații și uh, evenimente prin care cumva să înțeleagă că inclusiv aceștia au încercat cumva la un moment dat să le facă anumite uh, de servicii și uh, să îi priveze de anumite, uh, cum să spun eu, uh, lucruri care să, le, uh, care să fie în beneficiul lor și cumva aceste lucruri ies la iveală. Leii, pe de altă parte, sunt foarte orientați pe zona aceasta de a face bani, pentru că la ei cheltuielile sunt oricum destul de mari și mai mari decât sunt de obicei, dar acest lucru le pune mintea pe roate și nu numai că le pune mintea pe roate, dar cumva le și oferă soluții de cum anume pot gestiona această, acest domeniu care, la momentul acesta, așa cum am zis, le ține atenția foarte intens. De aici încolo ei vor genera tot felul de situații noi care să le aducă mai multe venituri pentru că, într-un fel sau altul, sunt nevoiți de tot ceea ce se întâmplă în exteriorul lor și care este în afara controlului lor. Leii cei mai favorizați sunt cei a căror dată de naștere se află în intervalul 19-23 august, își cunosc ascendentul și știu că la între 26 și 30 de grade leu. Acestea au fost previziunile unei săptămâni foarte interesante, care de altfel așa cum am zis, va aduce tot felul de evenimente importante, atât la nivel de societate, cât și la nivel de viațe personale, vieți personale pentru cei a căror situații de viață s-au alterat destul de mult în zona sfârșitului de mai-iunie și care în felul acesta pot să-și dea seama că au fost influențați de aceste eclipse care s-au predecut atunci și care, așa cum am zis, pot crea niște evenimente foarte importante, mai ales în a doua jumătate a acest. Săptămâni. Eu vă urez să trăiți frumos, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă urez să aveți o seară și o săptămână minunată, să ne revedem cu bine luna viitoare și mulțumesc pentru toată susținerea dumneavoastră. La revedere.